Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Suntem împreună cu domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Gorj, căruia îi spunem bun revenit în emisiunea noastră. Bun găsit! Bună seara, stimați telespectatori! E tocmai întors de la Bruxelles, de la Craiova, deci de la capitala Europei, de la capitala Olteniei, de la Târgu Jiu. La fotbal am fost buni. Da. Au fost o serie de evenimente foarte importante de promovare a județului Gorj, atât la nivel european, la Parlamentul European, cât și la nivelul Olteniei, unde a fost Târgul de Turism la acest sfârșit de săptămână. O să luăm aceste evenimente pe rând, mai ales că implicarea a fost totală, inclusiv din partea invitatului nostru, care a participat la ambele evenimente. Și o să începem cu ce s-a întâmplat la Bruxelles la începutul, în prima parte a săptămânii trecute, când o delegație de la Gorj, care a cuprins și câțiva colegi de breazlă, au mers în Parlamentul European sub semnul lui Brâncuș, dacă am înțeles bine, da? Da. Da, spuneți-ne mai multe amănunte. În primul rând, cred că mi se pare normal ca muzeul să fie astfel de reprezentat și să aibă astfel de activități, pentru că muzeul este depozitarul valorilor patrimoniale și nu doar patrimoniului material, ci și imaterial, deși chiar acolo la Bruxelles a fost definită pe politici culturale europene chestiunea de patrimoniu tangibil și intangibil. Eu îi spun material și imaterial pentru că îl văd mai profund, adică văd la imaterial și aspectul sacru. Da. Iar acolo a mers ca o invitație a domnului europarlamentar Victor Negrescu în cadrul unui departament pentru susținerea unui program de politici culturale europene, o delegație mixtă, o delegație din două regiuni distincte ale țării, din Oltenia și din Moldova, mai precis de la Gorj și Bacău. De vreme ce delegația moldoveană s-a axat pe surprinderea aspectelor economice ale zonei cu influența asupra socialului și evident ale culturalului, aici noi am avut un mare atu și am venit cu o prezentare în așa fel încât să poată fi înțeles dintr-o perspectivă largă, amplă, fenomenul Constantin Brâncuș. Da, un fenomen mult mai complex și, dacă impresia mea e greșită, aș vrea să mi se confirme. Anul acesta sunt cu siguranță cele mai ample manifestări Brâncuși care s-au desfășurat la Târgu Jiu, dar care s-au desfășurat și în țară și chiar în lume. Și implicarea Gorjului este de prim rang în aceste manifestări, una dintre ele desfășurându-se, cum spuneam, la Bruxelles cu această ocazie. Așa că o să vedem mai târziu și imagini de la aceste evenimente, dar care ar fi așa o primă impresie, cum percep cetățenii europeni până la urmă, că am fost deci în capitala Europei, cum percep ei pe Brâncuș? În primul rând, cred că această efervescență de care vorbiți se datorează și faptului că în perspectiva aceasta a globalizării devenim mult mai conștienți de originile noastre și tocmai de aici vorbesc despre fenomenul Brâncuș și nu vorbesc despre Brâncuș ca artist și nu-l percep nici ca artist, iar ceea ce am expus acolo a fost o viziune a mea ca istoric, ca etnograf și nu ca om de artă, pentru că las cui se pricepe treaba asta. Acolo sunt reprezentate toate națiile lumii. Până la urmă, dacă știi să-ți reprezinți interesul și ești convingător, vei fi și ascultat, nu doar auzit, dacă stau să mă gândesc. În lunga noastră istorie și evenimentele. În lunga noastră istorie, da. Referirea se face la obținerea independenței, unde se spunea că delegația României a fost auzită, nu și ascultată. Dar s-a întâmplat și cu alte ocazii, chiar dacă nu s-a spus acest lucru.
Există o comunitate importantă în zona valonă. Noi am fost invitați într-un oraș la Lesin, unde există și un bust al lui Constantin Brâncuș. Susținerea lucrărilor a fost acestui bust și amplasarea lui a fost rodul activității unei asociații culturale și de fapt al unei case de cultură, atenție, belgo-române. Da? Interesant. Și o istorioară interesantă, cineva îmi spunea că la început era confundat cu Leopold și toată lumea spunea că merg la Leopold. Și apoi ușor, ușor au început să afle și să se documenteze, să-și pună întrebări cine este acest Brâncuș. Și cum vorbeam mai devreme, dar până la începutul emisiunii, pe holurile Parlamentului European te ciogneai la un moment dat de statuia lui Gyula Horn, dar nicăieri o statuia lui Nicolae Titulescu. Deci dacă nu știi să-ți reprezinți interesele și nu faci un minimum de efort ca și țară, evident că nu vei fi nici măcar auzit, dar ascultat. Păi totuși avem europarlamentari de prin 2007 la Bruxelles. Nu trebuiau să facă în primul rând ei mai nu mult este, pentru că au ajuns nu este acolo. Treaba mea să analizez lucrul ăsta. Mă rog, asta cred că... Era doar o observație la ce se întâmplă acolo, dar în același timp e întrebarea legitimă. Poate n-am întâlnit eu ce trebuia. Bun, greu de crezut. Dar apropo de această manifestare, noi, România, chiar și Gorjul a ajuns prin mai multe, prin elevii de liceu, prin programul Euroșcola, a ajuns Motru, Ecaterina Teodoroiu, Tudor Vladimirescu, Spiru Haret, multe alte licee, au ajuns delegații la Parlamentul European și același lucru, în general, era poziția comună, cumva, o concluzie comună, că nu suntem atât de bine reprezentați, deci, de chestiile colaterale. Deci, în Parlamentul European, puțin amintesc de România și de imensul ei, că este, imensa ei contribuție la istoria, la cultura, arta la mondială. La istoria culturii și civilizației lumii, până la urmă. E, poate că cu Brâncuș în Parlamentul European încercăm să corectăm pe cât posibil un asemenea neajuns. Pentru că Brâncuș este universal. Sigur. Dincolo de remarcile ușor răutăcioase, zic eu, ale unora care spun că dacă n-ar fi fost procesul cu statul american, Brâncuș nu s-ar fi făcut remarcat. Conștiința valorii noi trebuie să o avem. Și cred că din conștiința aceasta valorii face parte și un imens capital de modestie pe care îl avem, dar care nu întotdeauna ne face și servicii, nu întotdeauna este cel mai bun. De aceea cred că Brâncuș, pomenind atâtea ori, ar trebui învelit cu o noimă de ce reprezintă satul românesc la început de secol 20, atunci când el își ia zborul, da, pentru că satul românesc la început de secol 20, în perioada interbelică și mai târziu, cunoaște o evoluție asemănătoare și totuși diferită de, spre exemplu, cea a satului francez. Și aici mă refer și la fluctuațiile de populație. Adică dacă discutăm despre un fenomen cultural, ne referim în primul rând la aspectul economic, care poate să susțină și oferă un argument cultural, dar ne referim și la, procesul social și la ce se întâmplă din punct de vedere al societății cu fluxuri, migraționiste care lasă în lumea satului sau mari intervenții cum a fost aceea primului război mondial, care evident, pe care Brâncuș evident a consemnat-o într-o formă de artă. Au bulversat lumea satului și iată că lucrurile astea s-au reflectat cumva. Și atunci când vorbim de Brâncuș, vorbim nu ca un artist, ci ca un reprezentant. Are un proces de reprezentativitate aici.
a fost Brâncuș pentru câteva zile mai bine văzut în Parlamentul European grație delegației românești până la urmă. Însă, ce s-ar putea face pe acest, pe acest domeniu? Și mă refer chiar în locația asta pe care ați văzut-o cu această, și cu această ocazie. Deci ce am putea să facem mai mult în domeniul acesta? Și poate nu numai cu Brâncuș, inclusiv Gorju, cred, spuneați de variant, deci cu satul tradițional se poate prezenta acolo. Cred că s-ar mai putea prezenta și cu alte lucruri care să ne fac ori, deci mă gândesc aici la tradiția costumului popular de la noi, unic până la urmă, sunt în Gorj diverse lucruri. Nu doar costumul popular, în ansamblu, cultura populară românească reprezintă o mixtură atât de interesantă și atât și care necesită atâtea rezerve de analizat, încât este inepuizabilă la un moment dat, aș putea spune. Și atunci, cred că mergând pe acest filon al culturii populare, putem câștiga enorm și să privim mai atent la rădăcinile noastre, să ne și regăsim cumva. Pentru că venind cu lucruri noi, lucruri noi le au alții și le au mai bine decât noi și știu să le folosească, să le utilizeze mult mai performant sau mai bine decât noi. Și atunci cred că important este să revenim la rădăcinile noastre și să ne prezentăm noi cu modestia țăranului de început de secol 20, și atunci cu siguranță vom fi acolo unde trebuie. Care au fost momentele oficiale ale acestei vizite? Am fost prezenți în două zile la rând, cât am avut de respectivele dezbateri în cadrul Parlamentului European, și în a doua zi am avut acea vizită la Lesin, unde am fost întâmpinați de primarul localității și am vizitat un muzeu. Mă rog, lucrurile se încadrează tipologiei unei vizite oficiale. Da, e important de spus. Din această delegație, pe lângă reprezentantul Muzeului Județean, ce alți reprezentanți? De menționat, într-adevăr, cele două prezentări ale domnului viceprimar, domnul Adi Tudor, privitoare la evoluția lui Brâncuș ca și sculptor, de la plecarea din și etapa studiilor până la definitivarea ansamblului arhitectural Calea Eroilor, și intervenția foarte bună a domnului Ciprian Florescu privitoare la turism ca potențial al județului Gorj, unde subliniază faptul că nu există doar posibilitatea de a vedea opere de arte sau cultură populară, dar și turism ca și agrement, ca și diferite posibilități turistice, de la turismul monahal și până la cel de... Pe lângă, să spunem așa, discuțiile protocolare care nu te lasă, deși măcar de complezență, și toată lumea e atentă la ce se spune. A părut să fie interes pe ce expuneau delegația noastră? Acum aș vrea să vă spun în primul rând că expunerile noastre erau sub forma unor slide-uri însoțite de un text în engleză, cât mai punctual, cât mai precis, ca să fie ușor inteligibil. Expunerea era în limba română, dar cu traducere, urmând ca toate aceste expuneri, deși la ședințele noastre au participat și alții parlamentari europeni, și români și străini, am avut, spre exemplu, un invitat din partea Spaniei, urmau a fi înregistrate și trimise în aproximativ 2000 de exemplare tuturor europarlamentarilor și altor oficialități europene, în așa fel încât cu toții să știe foarte bine ce se întâmplă acolo. Noi am tot vorbit acum în prima parte a emisiunii despre ce s-a întâmplat acolo. E bine să vedem și câteva imagini de la Bruxelles. Nu, asta este prezentarea, Da, este prezentarea subsemnatului.
Am pornit de la ideea că satul este sau opera lui Brâncuș este reprezentativă pentru satul românesc autentic și am venit cu ideea de sat de la concepție, de la latinescul fossatum, care atestă cea mai veche și mai pregnantă formă de locuire din antichitate până azi. Și cum s-au constituit aceste comunități umane. La ele face referire inclusiv Eliade și la operele lui Brâncuș și le duce până mai departe undeva în Neolitic. Ori satul, noi am vorbit acolo în prima imagine, se observa o horă din incinta curții sau a casei lui Dincă Schilerul, cel care a purtat costumul românesc în Parlamentul României. Apoi vedem o troiță și intrarea de la la începutul secolului 20, fotografia din arhiva Iuliu Moisil de la Năsăud, intrarea în satul Brădiceni. Aici avem poarta de la muzeul, de la Casa Muzeu Constantin Brâncuș, și satul românesc se axează pe o concentricitate. El se întemeiază până unde se aude sunetul de clopo sau de toacă, pe cel care îl venera, inclusiv Brâncuș. Și avem mai multe universuri. Vatra satului, pe lângă este hotarul cu troița și piatra de hotar la care am făcut referire. În interior este locuința, casa cu poarta, care de fapt nu este o poartă, ci înseamnă mai mult decât atât, un portal, cum spunea și Brâncuș, până la urmă porții sărutului, o trecere între două universuri, și vatra, da, iată vatra din centrul casei cu focul sacru. Nu uităm că de mult se practica un ritual al inhumației în apropierea vetrei și așa mai departe. Din punct de vedere etnografic se pot spune o mie de lucruri despre vatră. Acolo se întâlnește icoana de vatră, pristolnicul și așa mai departe, dar și masa rotundă la care face trimitere sculptorul sau piatra de moară sau moara sau râșnița. Astea sunt universuri concentrice, separate, protejate de simboluri cu caracter de sigiliu, cu caracter totemic. Mă refer, iată, încă o dată la pristolnic cu caracterul de sigiliu. Sunt foarte cât se poate de succint aici ca să vedeți dumneavoastră. Masa sunt undeva două pietre de moară care ar putea reprezenta nu doar independența situației alimentare, dar mai mult decât atât un fugit ireparabile tempus, o măcinare a timpului. Toate acestea le regăsim într-o formă sau alta în creația brâncușiană. Evident, în lumea satului, dincolo de aceste universuri care se încercuiesc, avem biserica. Nu o putem, ea este de un lucru de mare finețe, persistent până în zilele noastre. Gorju se remarcă prin cele aproape 120 de monumente de lemn. Aici este biserica chiar de la Hobița și facem trimitere mai târziu peste ani în cadrul bisericii de la Hobița cu biserica Sfântul Petru și Pavel, catedrala Petru și Pavel de pe Axa Eroilor, ca să vedem sacralitatea din cadrul operei brâncușiene și că până la urmă despre asta este vorba. Iată evenimentul cel mai important care a bulversat lumea satului românesc și anume intrat în conștiința națională ca Marele Război, pentru că pe de o parte s-a realizat Marea Unire și ne apropiem cu pași repezi de sărbătorirea a 100 de ani de la 1918. Așa, unde în imagine avem, nu întâmplător, pe generalul Nicolae Tătărescu cu cei 4 fii și 3 gineri. Dar de altfel, Marele Război, și pentru că aproximativ a 10-a parte din populația țării a pierdut în acest război. Ori tocmai de aici necesitatea de a reprezenta cumva o recunoștință eroilor, că de multe ori se întâmplă și persistă această greșeală, din păcate, de a spune coloana infinită este cu totul altceva, dar coloana recunoștinței fără de sfârșit. Iar aici avem o imagine despre cum s-a realizat complexul arhitectural Calea Eroilor. De fapt,
prin susținerea Ligii Femeilor Gorjene în frunte cu Aretia Tătărescu, prin colecte și exproprieri cu despăgubire pe respectiva Calea Eroilor și, bineînțeles, prin vânzarea în cadrul expozițiilor de la Paris 1935 și Berlin 1938 a acestor produse tradiționale. Deci, într-o formă sau alta, iată, complexul Brâncușian are și din punct de vedere material suportul satului românesc. Aici am revenit la Catedrala Petru și Pavel ca un simbol al sacralității și al trecerii din lumea satului către un element de pridvor unde se vede foarte bine romboidul, numai că este o dispunere orizontală, și de menționat pictura de la Petru și Pavel ca Iosif Kieber, revendicat ca și origine în zona Flandrei, unde interlocutorii au devenit dintr-o dată atenți. Stâlpul casei reprezintă în cadrul, și noi avem la Muzeul de la Curtișoara, cred, cea mai frumoasă colecție de stâlpi din țară, recunoscută unanim aproape de etnografi. Aici avem elemente simbolice de pe stâlpi din cadrul Muzeului Curtișoara, cu dintele de lup, șarpele, care duc cu gândul la standardul dacic, are cărui origini la rând le pierdem în istorie. Stâlpul casei nu apare întâmplător așa decorat, el reprezintă spiritul stăpânilor casei, strămoșilor casei, și de aceea la el cumva se revendică ideea de columnă sau de coloana recunoștinței. Mă iertați. Da, sunt foarte multe elemente care țin de tradițiile Gorjului și faptul că acestea au fost prezentate la Bruxelles. Aici se vede lada de zestre, da. Și... acolo mulți oameni au venit în contact pentru prima dată cu asemenea informații. Sigur că da. Și explicarea lor succintă chiar a generat întrebări. Asta a fost cel mai important lucru, să ridici semne de întrebare, să atragi atenția, să strânești curiozitatea, pentru că dacă este o prezentare mult prea lungă, este plictisitoare, dacă este scurtă, este insuficientă și nu atrage. Vedem undeva la o poartă din cadrul muzeului de la Curtișoara simbolul romboidal, numai că este o dispunere orizontală. Aici sunt simboluri astrale, la capitolul simboluri astrale revedem și regăsim ca sferă de influență a Imperiului Bizantin pe filieră greacă, păunul, soarele și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri de explicat în acest sens. Da, și apropo de aceste elemente, doar la Curtișoara, din nefericire, doar la Curtișoara se mai întâlnesc, pentru că ele, la momentul când au fost aduse, poate unele din ele, mai erau prin satele Gorjului. Din nefericire, din ce în ce mai puține lucruri originale prin satele Gorjului. Ei și totuși sunt, să știți că eu aș pleda pentru un sat, păstrarea unui sat autentic. Cred că asta s-ar putea face... posibil, nu știu în ce măsură există resurse pentru așa ceva din partea primăriei, pentru o scutire de impozite sau a celor care își păstrează sau păstrează cumva arhitectura, chiar dacă redecorează cumva construcțiile. Dar păstrarea arhitecturii autentice este un fenomen interesant. Dacă până acum am văzut prezentarea, acum vedem câteva imagini de la Bruxelles cu delegația... De la Gorj și, de fapt, delegația românească, până la urmă, cum spuneam mai da, în fața, Parlamentului European. Undeva în partea de sus, acolo unde are acces publicul pentru a supraveghea ședințele din cadrul plenului Parlamentului European. Da. Acolo suntem undeva în acel orășel de care am pomenit, și la Lesin, este bustul, bustul lui Brâncuș. Constantin Brâncuș. Orașul Lesin? Sau? Da, cu un dublu intervocalic se citește unul singur. Primirea delegației, îl avem în imagine pe domnul europarlamentar Victor Negrescu, cred că se văd și reprezentanții Gorjului. Parțial, fotografia nu este grozav de reușită, nu mă pot lăuda că am
veleități deosebite. Aici am surprins mențiunea de pe spatele monumentului Maison Culturelle Belgo-Roman. Casa culturală Da, belgian belgo-română, sau da. belgiano-român. Aici Da. este presa și cei așezați în fața noastră care ne luau la întrebări cu obiectivitate unde nu erau lămuriți. Da, Un om coleg se face că lucrează, da, era da, vorba de invitatul Mircea, nostru. da. Da. Apropo, pe Mircea l-am avut ieri sau alalt și alaltă ieri la Craiova, vecin de stand acolo, domnul Dinescu. Da. Aici, alături de delegația Deci noastră. Victor Negrescu, Ciprian Florescu. Subsemnatul, domnul da. Dan Popescu. Și cel de lângă domnul Căliman, da. Da. Cred că acolo undeva în imagine depărtată este și doamna Daciana Sârbu. Domnia sa ne-a făcut onoarea de a fi prezentă la discuțiile noastre. Dânsa se ocupă în cadrul Parlamentului European de problema de politici alimentare și foarte interesant de văzut acest lucru. Aici suntem la târgul de la Craiova. Am trecut deja la partea la, de da, la Craiova. La târgul de turism de la Craiova, care a început de vineri, sâmbătă, duminică. Eu am fost prezent acolo sâmbătă și duminică. Meșterii populari, domnul Retezeanu, domnul colegi de la Muzeul Județean care au exemplificat prelucratul șindrilei și o particularitate la noi a fost o casă redată chiar cu stâlpii gorjenești și de fiecare dată apărem la târguri cu așa ceva pentru că este opera unui coleg al nostru care este pasionat de arta lemnului și a reușit să o facă demontabil. Aici colegii explicau, domnul Retezeanu, domnul meșter olar, meșteșugar, preda meșteșugul unor tinere din Craiova. Da, tot. Destul de multă lume interesată. Să știți că de, la Craiova am avut de plăcerea stand. De a cunoaște din partea unei asociații spaniole, din partea și ne întrebau pur și simplu ce pot să vadă dacă vin, de unde să înceapă vizita pur și simplu. Adică dincolo de contactele pe mijloacele de informare moderne, se simte nevoia oamenilor de a veni în mod direct, de a cunoaște omul în mod direct. Este de precizat. De asemenea, o asociație de tineri Zigzag prin România, dacă nu mă înșel, au avut în lucru 11 județe, Gorjul urmează a fi al 12-lea, stau săptămâni bune și ia la rând fiecare obiectiv în parte, după care editează o carte, o editează nu doar în limba română, publică pe internet, au relații și sunt văzuți în foarte multe puncte ale lumii și mă bucură faptul că sunt tineri. Sunt da, undeva mare. Până în 30 de ani. Adică lucrurile astea contează pentru oamenii care au diferite profesii. Deci diferite profesii au abandonat profesia de bază și fac asta. O fac din plăcere, din pasiune. Adică sunt conștienți de lucru pe care îl au în răspundere. Da, a fost până la urmă o săptămână grea, după cum am putut să vedem, grea în sensul că au fost deplasări destul de lungi. Bănuiesc că a fost o plăcere până la urmă de a promova județul grea și într-o parte soție, și în altă. Să știți. Asta e, da, probabil că se uită la noi la ora asta. Asta este, până la urmă, și copii. E nevoie, da, e nevoie și de aceste sacrificii. Însă e o discuție care se face și eu aș vrea, deci aș vrea să o facem dacă s-ar putea în următoarele minute. Din postura, ce le-ați spus la cei care întrebau de unde să înceapă Gorjul? Și dintr-un anumit motiv vă întreb, pentru că din nefericire, senzația este cu toate că ne prezentăm noi bine și asta datorită instituțiilor de cultură de la Gorj, care sunt foarte solide, una dintre ele o reprezentanție aici, Muzeul Județean. Totuși, pe parte turistică, Brâncuș nu este atât, nu știu,
atât de bine, venim, spunem acel program, veniți acasă la Brâncuș, e bine, e... Dar vii la Târgu Jiu, în afară de ansamblu brâncușian, la Târgu Jiu vreau să spun, da. Nu prea sunt foarte multe lucruri, să nu ne luăm după chestiile care amintesc de numele marelui sculptor. Eventual mergem până la Hobița, la... apropo de controversă, se păstrează, discutăm, de a, așa. Discutăm despre... Și cam asta ar fi tot în condițiile, cred că aproape că craiovenii pot să spună mai multe despre operele care le au acolo, operele de alt gen, dar spunem acum că facem Muzeul Național Brâncuș la Târgu Jiu, dar deocamdată nu prea avem cu ce. Deci știm sigur că avem, să zicem, o clădire, dar ce vom pune în ea e o mare dilemă pentru mulți la acest moment. Cred că o mare problemă, nu știu dacă a oamenilor politici, că poate și a noastră în general, este faptul că după o perioadă de comunizare, când fiecare aștepta un ordin precis de undeva și ducerea lui la îndeplinire și așa mai departe, iar simțul proprietății s-a dus undeva în amintirile bunicilor sau străbunicilor. Ei bine, nu prea avem un simț al gestiunii lucrurilor, adică nu prea avem un spirit de inițiativă, pentru că odată cu spiritul de inițiativă care vine combinat cu proprietatea, cu actul de a fi proprietar, dar nu ocrotit, garantat, da? Atunci vine și ideea de proiect, adică ce am de făcut. Și dacă nu avem proiecte, evident că începem să punem, cum spuneau în proverbe bătrânii, carul înaintea boilor. Și atunci așa am făcut și cu muzeul ăsta, s-a pus carul înaintea boilor. Vrem să facem un muzeu, dar nu știm dacă avem cu ce sau nu știm dacă avem oameni care să gestioneze, nu știm dacă avem piese, nu știm dacă avem foarte multe lucruri de discutat aici. Nu cumva mai important ar fi dacă merg undeva eu la Bruxelles să spun, nu neapărat dincolo de mândria gorjenească sau de plăcerea de a reprezenta aceste locuri, știți, eu nu vin neapărat din Gorj, eu vin din Oltenia, care este o regiune în România, asta reprezintă Oltenia, și vin cu colegii de la Craiova, de la mai știu eu unde, și reprezentăm cu altă amploare fenomenul Brâncuș. Iar dacă vin aici, au posibilitate de cazare, dacă vin la Craiova, au posibilitate de cazare, vor vin aici și vor să vadă opere ale lui Brâncuș, pot să meargă la Craiova să se deplaseze, dar trebuie infrastructură. A început să fie ceva mai bună. Vin la Craiova și vor să vadă operele lui Brâncuș și alea de la muzeu, le văd pe alea, văd unde a studiat, dar vor să vină la Târgu Jiu să vadă ansamblu, au posibilitate de deplasare. Adică lucrurile se pot îmbina de o altă manieră, numai să ai posibilități de cazare și drum. Aici e problema, că în momentul când vii la cineva acasă, tradițional la români, trebuie să te pună la masă, trebuie să există mai multe aceste lucruri care, din nefericire, la Târgu Jiu sunt șubrede, nu că nu există. Există chiar și la un anumit nivel, adică la cerințe destul de ridicate, dar nu în măsura care ar fi necesar. Și încă o dată mă întorc, apropo de, și de autorități acum și ăsta, dacă te duci, și am văzut, mai ales în Ardeal, au obiective turistice mult mai de mică importanță, dar după moda vestului, acolo, indiferent unde ai fi, într-o orice zona orașului, te duce drumul, săgeți toate cele spre centru de atracție. Promovat peste tot. Deci, practic, dacă ai intrat în orașul ăla, cu siguranță știi că biserica aia e de pe vremea nu știu care... conducător sau ceva de genul ăsta. Din nefericire, deși s-au făcut multe lucruri și la Târgu Jiu pe chestia cu Brâncuș, e principalul nostru, cum spunem acolo, ambasadorul Gorjului, de fapt, cred că e cel mai important ambasador al Gorjului de totdeauna, sunt încă lucruri insuficiente, și mă refer insuficiente, nu în sensul că gorjenii nu l-ar cunoaște pe Brâncuș, dar cei care vin, vă, încă o dată spun, deci găsesc niște suveniruri de calitate îndoielnică, ca să nu zicem altceva, vin în parc să vadă cele operele de piatră și eu spuneam încă o dată, merg la Hobița.
Deci, dacă tot avem pe Brâncuș, dacă tot vine turistul la Târgu Jiu și ați făcut acea prezentare foarte bine la Bruxelles, asta e, ar trebui ca el aceste lucruri să le putem, să le băgăm cumva pe, cu ghilimele de rigoare, să le băgăm pe gâtul turistului să afle și alte lucruri despre Gorj. Revenim la un lucru, trebuie să fim mai conștienți de noi, și anume, pomenind, amintind suvenirurile de care spuneți, da, unele poate sunt mai altfel, dar să știți că nici ale lor nu sunt grozave. Numai că poate sunt ceva mai colorate, în schimb ale noastre au un plus. Multe dintre ele sunt execuțiile meșteșugarilor, meșterilor populari, pe care nu știu în ce măsură alte țări sau alte zone îi mai au. Atât cât mai avem, haide să-i popularizăm, haide să-i ajutăm meșteșugarii ăștia, că se chinuie săracii de ei, dar nu există nici posibilitatea din punct de vedere al cadrului legal. Dacă la noi abia în 2008 a pătruns legislația și încurajată tot de câțiva olteni, da? Legislația pentru patrimoniu imaterial și ai făcut un tezaur uman viu, de ce nu ai posibilitatea de a prevede un stipendiu sau o modalitate de remunerare a acelui om care e considerat tezaur uman viu? Pentru că până la urmă este doar un titlu onorific. Eu am făcut împreună cu câțiva colegi de la muzee demersurile pentru domnicatru, pentru acordarea titlului de tezaur uman viu, da, inclusiv colega noastră Aura a scris acea recomandare și a executat materialul video, numai că n-a rămas decât titlul și atât, de exemplu referitor la susținerea patrimoniului material și imaterial prin acești meșteșugari care îi transmit dincolo de o piesă respectivă care înseamnă ceva așa și cum a fost meșteșugul respectiv, cum a fost ea făcut. Ajungem oare la, ne întoarcem la începutul secolului 20 cu înființarea Muzeului Gorjului, unde Moisil și Piekarski au fost nevoiți să aducă meșteri din Germania ca să înființeze o școală de ceramică la Târgu Jiu? Da, interesantă întrebare, însă cred că știm la fel de bine și probabil vă știți mai bine că cei care ați fost și plecați, că turistul străin în general îi place o poveste, deci merge după o poveste. Dacă știi să-l duci pe acea cale, poți să faci foarte multe lucruri și va fi extrem de mulțumit. Nu să fie... Zâmbesc pentru că mi-amintesc replica celebră din filmul lui... a lui Gheorghe Dinică, dacă mă înșel, mâna care nu spune o poveste, nu primește. Da, da. Foarte interesant. Nu, și de ce spun asta? Noi n-avem, cred că ne lipsește puțin povestea și de asta zic că puteam, în primul rând că avem o poveste la Hobița, cele două case. Avem o poveste chiar cu aceste opere la Târgu Jiu. Greu le afli pentru că sunt niște descrieri foarte scurte la intrare și ăsta nu o să găsești, eventual întrebi polițiștii. Să știți că este și un dezavantaj, este dezavantajul limbii, vă spun în mod clar. Nu doar pentru faptul că, vai de mine, vorbim limba română și nu vorbim engleză sau franceză și așa mai departe, dar poți să încerci 1000 de ani să traduci anume lucruri din limba română în franceză sau în engleză și nu ai cum să le traduci. Pentru că, spre exemplu, așa cum foarte bine preciza, nu foarte bine, excepțional preciza doamna Doina Lemni, nu poți acorda aceeași conotație sculpturii cu mințenia pământului. În franceză nu ai cum, deci nu ai cum să o exprimi. Ai noștri pricep mai greu lucrul ăsta, acolo trebuie să vii cu exemplu. Dacă nu ai un exemplu, dacă nu-l faci pe acel turist să-l ții, las la o parte că turismul, din punctul meu de vedere, este o treabă de susținere pe o perioadă determinată, că dacă ar fi cu totul altceva pentru comunități, înseamnă să vorbești despre agricultură și industrie ca susținere. Dar turismul este o perioadă și mai ales ăsta cultural, este pe o perioadă determinată. Vom vedea și mai apoi ce va mai fi. Nu, dar mă gândeam apropo iar povestea casei lui Brâncuș, până la urmă, că de multe ori în presă apar niște găselnițe de la pornite de la nu știu ce. Până la urmă, Casa Muzeu Constantin Brâncuș reprezintă un arhetip
Acolo vorbești despre tipologia satului românesc, de aceea eu sunt partizanul și susțin atât cât pot, prin mijloacele proprii, păstrarea satului românesc așa cum apar el. Casa aceea cu două, trei camere, cu tindă, cu așa, cu stâlpi autentici și așa mai departe. Pentru că lângă aceste tipuri de construcții, aceste tipuri de case de altă dată au apărut anumiți coloși care sunt pictați și în culori mai un verde, mai un roșu, mai eu mai știu din ce în ce mai țipătoare, care strică ansamblul unui sat românesc pe care îl întâlnim doar acum în prezent, din păcate, numai prin Oltenia de sub munte. Puțin sunt conștienți că asta se mai găsește în zona Olteniei, de nord a Olteniei, și pentru că în sud s-a cam ales praful. Acolo a fost o zonă unde vorbim despre o agricultură intensivă, vorbim despre un alt tip de relații economice pe perioada dinainte de 89, și atunci evident că lucrurile s-au pierdut mult mai mult acolo. Aici mai găsești costume populare, acolo nu mai găsești. Da, da, apropo că vorbeam de Curtișoara sau încercam să invoc o idee, o poveste poate fi legată de Brâncuș, acei stâlpi de, am văzut mai devreme, de unde a plecat, cum a stilizat el aceste lucruri și la ce s-a ajuns în marile opere brâncușene. La asta am și făcut referire, da. E, problema este că aceste lucruri trebuie făcute, trebuie promovate și cred că ar fi încă un pas în plus pe turismul cultural. Acum, pentru că ați făcut mai devreme diferența și e foarte bine pus punctul pe ei. Noi avem, deci ne dorim pe lângă turiștii culturali care vor fi și vor rămâne o perioadă, că încet încet se estompează orice, așa este. Deci bine ar fi să avem, nu știu, milioane de chinezi care să vină și așa, să mergem în continuare zeci de ani de acum încolo cu opera brâncușiană și va exista un interes totdeauna constant pe Brâncuș. Problema e că nouă ne trebuie mai degrabă și turismul celălalt, turismul de consum. Iar aici deja încep problemele. Nu uitați că avem exemplu unor țări din vecinătatea noastră care au însemnat sau mai înseamnă ceva din punct de vedere turistic și unde instabilitatea aduce dezastru. A adus dezastru. Uitați-vă la Grecia și la Turcia. Simplu. Clar. Da? Și poate din problemele de acolo putem profita noi și anul acesta și în anii următori. Anul acesta, ca să nu mai spunem și că, mai vedem cât. Da, ca să nu mai spunem că poate turiștii ruși care mergeau în aceste două țări masiv, cu milioanele chiar într-o vară, poate anul acesta se vor opri la Constanța, pe litoralul românesc, având în vedere că de sunt probleme nu? Prin alte părți. De ce nu? Dar problema e cum aducem turiștii aceștia să nu rămână la mare și să vină la Gorj, la Târgu Jiu, să vină pe Transalpina. Apropo, am o altă, apropo de zona turistică Gorj. Bun, să zicem că turistul vine pe Transalpina, da? Până la Părânca sau de fapt până intră la Novaci, îi amintește ceva că se apropie de acasă la Brâncuș. Deci, asta, da, întrebare. Da, sunt lucruri de discutat, sunt încă lucruri de discutat și evident că nu se pot face toate odată. La fel cum mai spuneam, cred, și cu alt prilej, cu altă ocazie, nu poți să investești foarte mult și să aștepți cu investiția pregătită ori venind, ori venit turiști, chiar dacă îți faci inclusiv publicitate și realizezi că până la urmă investiția ta a meritat sau n-a meritat. Așa, dar nici să aștepți turiști să stai cu gunoiul sub preș, nu se poate. Cu siguranță. Și atunci lucrurile astea care sunt prinse ca într-o înlănțuire, ca într-un carusel, trebuie să se determine sau să se autodetermine una pe celălaltă și trebuie făcute în mod etapizat, ca să folosesc un limbaj de lemn. Da? Tot vorbim de, să nu uităm că tradițional
lemnul a fost un material pentru... Ori, vedeți, acum noi avem câteva lucruri legate de comunități și dacă ne referim până la urmă la determinarea economică și ce înseamnă ea din punct de vedere și socială asupra actului cultural. Evident că sunt grozave toate sărbătorile păstrate din lumea satului de altă dată și instituțiile de cultură fac lucrul ăsta și cultivă asta tinerilor, ceea ce e un lucru admirabil, un efort uriaș. Dar dincolo de asta trebuie să existe premiza materială, premiza economică. Dacă ai, evident, dacă ai activitate de oieri, evident acolo trebuie să existe un festival al care să înnobileze lucrul ăsta. Dacă ai o localitate axată pe cultivarea viței de vie sau pomilor fructiferi sau pe, mai știu eu, plaiul cloșanilor, a cândva între Mehedin și Gorj, creșterea albinelor sau confecționarea lăzilor, trebuie să știi că numai acolo se fac alea, da? Și acolo ai festivalul care înflorește, el dă ca un rod, el înnobilează practic activitatea aceea și este și o formă de popularizare, o formă de a face reclamă și de a vinde, evident. Bun, și aceste lucruri ar trebui făcute, coordonate, se încearcă câte ceva încoată, spun. De data aceasta, dacă, să zicem, ani de-a rândul criticam cumva partea asta de instituție cultură, de data aceasta s-au făcut pași importanți, din partea, chiar și din partea autorităților. Anul acesta parcă a fost altfel în privința lui Brâncuș și în general a promovării artistice, turistice, de fapt. E, acum urmează pasul următor. Pasul următor ar însemna, pe lângă accesarea unor fonduri europene care să facă acele investiții de care avem nevoie, sunt la dispoziție, se pot, bă, și acea promovare a dosarului operelor de la Târgu Jiu, e vorba de patrimoniu UNESCO. Să nu uităm că mai avem un pe, lucru, da. O pată pe Târgu Jiu. Și, nu, pe imagine, în sensul că sunt alte opere în ansamblu UNESCO mult mai de mică importanță, chiar din România, care sunt în patrimoniu UNESCO, dar nu, mă refer că în Europa sunt diverse lucruri băgate în patrimoniu UNESCO, în schimb noi nu putem să băgăm operele brâncușiene și aceea cred că e vorba de incompetența celor care au un mic dosarul acela care a fost depus. Nu este doar asta. Bine, e, să zicem, prima impresie. Problema care se pune, că acest lucru trebuie corectat și încă un lucru, și am tot văzut dezbateri în ultimile săptămâni, e un adevărat scandal chiar pe, sau se încearcă provocarea unui scandal, pe cum va arăta Calea Eroilor în viitor. Acel proiect se pare că ridică semne de întrebare, mai ales cum a fost ales cel care a făcut proiectul respectiv. Problema e că, bun, vrem controversa, că să vindem, dar cred că sărim dincolo de ea, că făcând haz de necaz. Dincolo de asta, pentru că n-aș vrea să intru în discuții pe care nu, în privința cărora nu sunt documentat. Nu, singura chestie ar fi, bun, ce, să ce avem faci deja cu calea aia ferată, da. Mă rog, dar acolo sunt niște, sau ce faci și cu Digul Jiului, dar aia discutăm. Bun, dar vine turistul, să zicem că turistul vrea să vină la Târgu Jiu. Când se termină acest lucru, să aibă noua variantă a căii eroilor? Nu știu cum precis cum va fi, dar aceasta cred că trebuie discutată. Oricum e chestie de ani de zile, discutat, da. Discutat cu cei care știu și sunt documentați în acest sens. Să știți că unul dintre marile mele, sau una dintre marile mele nemulțumiri este de ce, după modelul mănăstirilor din Moldova, care au pătruns în patrimoniul UNESCO, nu avem și noi culele din Oltenia. Deci nu mănăstirile din Oltenia, după modelul mănăstirilor din Moldova, care evident mănăstirile din Oltenia, cât ar fi ele de grozave, nu știu dacă pot concura, așa, nu avem și noi culele din Oltenia, pentru că, și multe s-au și distrus, nu mai discut de treaba asta, dar las la o parte acea legislația retrocedărilor, unde s-a retrocedat și proprietarul nu este întotdeauna de bună credință. Aduc în față două exemple. Exemplu Curtișoara, unde proprietarul anul trecut sau acum 2 ani a acoperit construcția, da, din resurse proprii, a zugrăvit-o, ce a mai făcut acolo, costuri de întreținere, da? Și în paralelă cula de la Groșerea, unde proprietarul a lăsat-o așa cum este și cum o vedeți și în prezent. Și care are probleme.
de întreținere. Da. Aș mai fi zis, apropo, și n-am văzut nici acolo foarte mult, Gorjul mai are încă una dintre bogățiile imense, e vorba de bisericile de lemn. O parte din ele încă vizitabile, o parte din ele încă există. S-au pierdut pe drum, unele sunt în stare de degradare avansată, altele. Și aici cred că ar trebui făcut mai mult. Da, să vorbim așa, să o teoretizăm, este una de mai greu de a realiza sau de a... Cred că ar trebui să ajungem dar la... Dar biserica de lemn se leagă în mod clar și indestructibil de lumea satului și de Brâncuși. Numai de acolo poți să o ancorezi, de aceea am și pus-o acolo undeva în centrul prezentării mele, pentru că ea este centrul satului de altă dată, este, de acolo pornește, este inima satului. Da, de ce spuneam aceste lucruri? Avem oportunitatea unui nou ciclu de fonduri europene. Lucrurile au început unele să se blocate, miște. Altele care se blochează, da. Dar nu doar, există și o politică din asta revanșardă și dacă cineva îmi spune neapărat că sunt urât, trebuie să cred lucrul ăsta. Important este ca eu, dacă sunt român, să nu cred că sunt mai rău decât aghiuță și să mă duc acolo să spun, vai, dar ce suntem noi și așa mai departe. Pentru că nu-i nimeni, e vorba aceea, nimeni drag și nimeni sfânt. Nu suntem nici mai frumoși și nici mai deștepți decât alții, dar nici alții mai frumoși și mai deștepți. Și atunci, cred că trebuie să vedem lucrurile obiectiv și să găsim soluții decât să avem un discurs revanșard în privință politică și să ne susținem. Da, interesant ce a spus și cu siguranță cred că folosindu-se de ambasadorul Brâncuși, cum ne-am intitulat și emisiunea, Gorjul poate avea o altă soartă în domeniul acesta, în patrimoniu cultural universal și bineînțeles în patrimoniu, în partea de dezvoltare a turismului în care ne dorim să jucăm un rol mai important. Cu siguranță am lansat câteva idei, am văzut ce s-a întâmplat și la Bruxelles și la Craiova, dar mai e mult până departe, cum spune românul. Cu siguranță vom mai discuta asemenea subiecte la ENSA TV. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu Târgu Jiu, Gorj. Mulțumim pentru atenție. La revedere!